Promit să nu mai vorbesc așa de mult. Asta e defectul meu profesional. Și eu vorbesc mult, dar acum dacă am... Păi nu, așa pățesc cei cu cravată. Când vii cu cravată, deja știu că eu vorbesc ceva. Da, am venit mai degrabă pentru mama cu cravată, ca să nu spun că... Așa face și mie mama. Iar ai fost îmbrăcat, dar nu se poate să nu-ți iei cravată. Revenim. Uite, o chestie foarte faină de împăcare pentru istorie comună a românilor și a ungurilor ar fi că, uite, cuvântul muncă vine din ungurește. Cuvântul gând vine din ungurește. Și noi am dat, pe lângă rulmenți și ciorapea dezgo, o mulțime de alte valori lor, maghiarilor. Asta ar fi poate un prim pas spre împăcarea fiecăruia cu sinele lui. Că eu cred că acolo e problema, n-avem noi nimic. Eu n-am nimic cu Ioșca Baci, nici cu Morico, nici cu Ergiche și nici ele cu mine. Da, cred că problema este la nivelul discursului și cred că știți asta foarte bine. Discursul, sigur, fiecare individ care își realizează discursul, nu? Față de cum îi vedem pe ceilalți. Eu n-am văzut niciodată o problemă în a conviețui pașnic. Am fost de mic înconjurat, cred că tot Ardealului, de vecini maghiari, prieteni maghiari, Bănescă și dumneavoastră și toți ceilalți care au trăit în Transilvania, fără nicio dispută de ordin etnic sau de altă natură. Chiar dacă unii au știut limba sau n-au știut-o, au învățat și cred că așa ar trebui să privim lucrurile. Oamenii simpli, de fapt, cred că ignoră, inclusiv ceea ce facem noi aici, aceste discuții despre disensiunile, cu ghilimele de rigoare, dintre români și maghiari. Ei nu le privesc astfel. Asta e la nivel de, cred că, de discurs mai degrabă politic. Oamenii politici care, din diverse motive, sau alți, poate și oameni de știință, tot așa, din diverse motive, doresc să epateze sau să obțină anumite lucruri, ce știu, insistând pe aceste... sau marșând pe aceste elemente de dispută, nu? Cum ziceați înainte că nu știm să ne punem în valoare și îmi dădeați exemplu Sarmii Segetuzei. Dar nu aia de pe marginea drumului castrul la roman, ci Sarmii Segetuza, regia, aia, da. Regia. Aia, a noastră, aia veche. Nici măcar un drum nu există acolo. Există acolo, dar nu există, eu cred că Sarmii Segetuza. Am vorbit despre ea, sigur, în pauză, dar haideți să trecem pe aici, nu știu, prin satele Transilvaniei, nu știu, mergeți spre Dej. Aici au fost, sau dincolo, spre Alba Iulia. Eu vin dintr-un orășel micuț, există și acolo o casă de vacanță, mai degrabă, noi spunem castel al... contelui familiei Telechi, și care nu este pus în valoare deloc. Se degradează văzând cu ochii, dar este plină Transilvania de asemenea exemple. Transilvania, toată România este plină de asemenea exemple. Vă spuneam, mergeți spre aceste sate și o să vedeți eventual grajduri cu piatră care a fost luată de nu știu unde. Să mergem, nu știu, la Bonțida și acolo ați văzut geamuri și așa și mai departe furate de către oameni. Numai în județul Mureș sunt 154 de castele. Da, ca să nu vorbim de ce s-a pierdut acestea, când au fost confiscate, sigur, de către regimul comunist sau înainte, au fost mobilate, au fost cu alte lucruri. Unde sunt aceste mobile? Mobila aceasta, lucrurile care au fost ele, de unde sunt? Sigur, acum este destul de greu să le pui în valoare în condițiile în care probabil multe dintre ele sunt revendicate și atunci sau chiar retrocedate și atunci se lasă totul la latitudinea proprietarului de drept, care n-ar decât să investească bani, dar e greu să investești bani comunist, să refaci un asemenea obiectiv. Sigur, totul se rezumă până la urmă la bani. Da, da, vedeți, să mă întorc un pic la Sarmii Segetuza Regia. Primii bani care au venit pentru reabilitarea drumului către Sarmii Segetuza Regia, acel drum pe care nici măcar cu 4x4 nu puteai să-l duci, au fost 5 milioane de EQ. Nu exista încă euro. Era 99-98. Și erau acele programe pentru... Hai să mișcăm ceva în turism. Au dat 5 milioane de EQ, echivalentul a euro, și știți unde s-au dus banii aia când au ajuns la minister? Pentru un hotel în Slobozia. Și acum țin minte, pentru că toată lumea și-a făcut ce, băi, cum adică? Dar compari
Sarmisegetuza Regia, care nu are un drum acolo, sunt copaci pe care trebuie să mergi cu mașina și compar cu nu știu ce hotel în Slobozia, unde nici barza cu pui nu vine în turism. E ok, fă altceva, aplică pentru altceva în Slobozia, că și oamenii azi năcăjiți. Dar nu lua banii pentru Sarmisegetuza. Și i-au luat dintr-o... Atât a durat. Ori aici deja nu-ți mai devine nici străinii, nici noi ăștia care votăm, nici noi ăștia care nu știm ce votăm. Aici devine conștiința personală a omului politic care a uitat să mai genereze istorie. Omul politic român, în marea lui majoritate, în marea lor majoritate, ei nu mai sunt în stare să genereze istorie pentru că nu știu istorie, nu înțeleg istoria și nu pot să spun că li se rupe că risc, dar e undeva la 15 metri în față istoria, față de ei. Da, acum trebuie și hoteluri. Da, nu știu, habar n-am. Eu acum aflu pentru prima dată informația asta. Nici nu mi-am pus vreodată problema de ce nu se investește acolo. Cred că asta ține de competența celor care îți plătiți să facă acest lucru. Da, că istoria nu ne-o cunoaștem suficient, asta știu. De la elevi, în primul rând, și de la cei cu care vorbesc zi de zi. Da, știți că noi avem o vorbă la istorie și la politică se pricep toți. Nu, ăștia cu fotbal au ei, cu politică și cu fotbal. N-am vrut să spun fotbal, dar am spus politică. De la medicină, tăți, las că ăștia știu toți ce medicamente să ia și politică. Probabil că dacă ne-am cunoaște mai bine istoria, și respecta-o mai mult, și atunci toate aceste urme ale trecutului ar fi mai bine evaluate, reevaluate, mai bine puse în valoare de către toți, dar... Dumneavoastră, ce sperați de la cartea pe care tocmai ați scos? Primul și în primul rând, ca mesajul pe care noi încercăm să-l transmitem, să fie înțeles corect. Cred că asta. În al doilea rând... Care e mesajul? Maghiari, români, deopotrivă, suntem oamenii acestor locuri și putem să ne înțelegem foarte bine, plecând și de la această carte. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că este un început, un început de la care cei care doresc să afle mai multe informații despre istoria maghiarilor pot să pornească. Deci pot să pornească cei care nu știu nimic despre istoria maghiarilor și de la această carte. Cred că asta sper, ca oamenii să știe mai multe despre maghiari. Eu personal despre secolele 16-17, despre ceea ce a însemnat Transilvania în mod special, dacă doriți, și acești principii ai Transilvaniei. Da, principii ai Transilvaniei, dar nu numai ei, ci tot ceea ce a însemnat Transilvania. Sigur că dacă pornesc de la această carte, pot să ajungă mai departe la lucrări serioase despre istoria Transilvaniei și chiar și despre istoria Ungariei. În general, la istoria maghiarilor în mod particular și sigur și despre ceilalți regi, despre regii Ungariei, cred că se știe foarte puțin în România, să-i spunem. Cred că la fel se știe și în Ungaria, la fel de puțin se știe despre regii României. Da, și despre regii României și cred că este un alt aspect plăcut. Ca să nu vorbim despre perioada modernă și contemporană, unde cred că cititorul o să descopere lucruri interesante pe care eu, la rândul meu, le-am descoperit citind ceea ce au scris colegii mei. Eu am citit doar lucrarea Ungurii a lui Paul Landwehr și am rămas surprins să aflu, și probabil la fel ca și mulți dintre ungurii din Ungaria, că de fapt ungurii au dus-o mult mai bine pe timpul pașalâcului decât pe timpul austriecilor. Și brusc se pune tot într-o altă lumină. Și acolo, de multe ori, ai acces la documente, sau ca sursă măcar. Și vezi dintr-o dată că nu e chiar așa, cum se spune peste tot. Așa cum aflăm noi că Iobag n-a fost ăla care era ținut cu ochii în foc de ardei iute și dat cu bâta peste spinare în fiecare zi, așa află o mulțime de oameni de peste graniță că, mă, pașalâcul a fost domnie pe lângă ce a urmat după aia când v-a pus Viena
piciorul pe gât. Lucrurile astea nu scad sau nu ridică o istorie. Lucrurile astea nu scad încrederea vis-a-vis de o țară sau alta. Lucrurile astea ar trebui să reașeze un pic, nu știu cum să-i zici, corpusul ăla identitar. Bun, am mai aflat un adevăr. E ok, înseamnă că sunt cu atât mai complet. Sunt cu atât mai mult eu, mai mult român sau mai mult ungur sau mai mult ce-o-i fi. Perioada Pașalucului, sigur că e destul de controversată și în istoriografie, fie maghiară în mod special, dar nu numai. Otomanii știm că au fost destul de toleranți față de creștini. În general creștini. De ce? Pentru că ăștia plăteau. Da. Dacă ar fi trecut la islam, erau scutiți de anumite taxe și așa de probleme. I-au lăsat liber ca să plătească liniștiți. Ăsta era, de fapt, scopul principal. Da, sigur că Ungaria, haide să spunem, Pașalâcul de la Buda, a suferit totuși de pe urma ocupației otomane, dar mai ales datorită faptului că în această zonă s-au desfășurat cea mai mare parte a disputelor dintre otomani și Habsburgi. Deci, ăsta este, de fapt, motivul real al scăderii demografice, care a fost și aici discuții în istoriografie legate de scăderea demografică de acolo sau nu, dacă a fost sau nu. Sigur, o parte au plecat în zone mai liniștite, că doar țăranul nu era să stea acolo unde venea tot timpul război. Deci, ăsta este un alt motiv. Plus, trebuie să adăugăm niște molime. Nu? Anii destul de dificili din secolul al XVII-lea. Dacă știți dumneavoastră despre secolul XVII, se vorbește de multe ori că a fost o minieră glaciară. Nu e chiar așa, dar a fost ceva mai rece decât Evul Mediu, știți? Decât perioada anterioară. Că Evul Mediu a fost o perioadă, Evul Mediu târziu a fost o perioadă mai caldă. Știți? Și atunci, dacă a venit, dacă de la, nu știu, 20 de grade scazi la 18, sigur că e mai frig. Atunci Irlanda a rămas fără o parte bună din populație. Undeva la un sfert din populația Irlandei a cam capotat. Nu cunosc situația Irlandei, dar știu că, de exemplu, aici s-au retras o parte din maghiari, sigur că au plecat. În mod special, prima dată au plecat nobilimea, sigur că au plecat că doar și-au pierdut o parte din privilegii în momentul în care a fost transformat în pașalâc. Pe urmă au plecat alții care aveau legături cu negustori și așa și mai departe, care nu le convenea să stea acolo, au venit în Transilvania, o altă parte. Deci, da, migrațiile astea sunt firești. Oamenii întotdeauna migrează, nu sunt chiar atât de... Și acum migrează și nu mi-amintesc de o perioadă în care din teritoriile care sunt acum ale României să fi migrat în 10 ani 17%, cum au migrat atunci. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc! Abia aștept să povestim despre carte și ca reacții, dacă vor fi și sunt convins că vor fi. Și în rest, rămâne cum am stabilit, niciun popor nu e mai bun sau mai puțin bun decât ălalt. Numai că unele popoare își cunosc istoria, altele, ba! Eu v-am pupat, vă aștept sâmbătă viitoare.